Bună ziua! Astăzi sunt prezenți toți consilierii locali, toți cei 21 de consilieri locali la această ședință. O să fac un scurt de prevedere aliniatului 1, articolul 46 din legea 215, administrației publice locale, care precizează faptul că nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor consilierului local care, fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau rude, până la gradul al patrulea, inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local. Cu aceste precizări, o să pun atenție dumneavoastră spre a fi votată ordinea de zi de astăzi cu cele 11 puncte și un punct suplimentar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Voi trece la primul punct de astăzi. Procesele verbale la ședințele ATR. Da, trebuie votat. Mai sunt pe tabletă. Da, da. Ce faci? Da, da. Da, da. Da, da. Da, din data de 26.07.2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Și procesul verbal al ședinței extraordinare din 19.08.2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Primul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiectul numărul 2. Privind aprobarea închirierii unui imobil. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietate publică a municipiului Roman a unor imobili. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții sau supun altul proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiectul numărul 4. Privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri. Aici. Putem să le luăm în totalitate. Avizul este favorabil cu un singur amendament la anexa 1, punctul 4. Aviz favorabil pentru 150 de metri pătrați, nu 255, cum s-a solicitat. În rest, toate punctele 1-7 la concesiuni sunt favorabile, da, și la chirii? Și la chirii, tot în regulă. O singură încertare, eroare materială la expunerea de motive. Prețul pentru chirie la pradului în lotul 2 este 4 euro și nu 4 lei cu nevoranță. Am înțeles. Dacă sunt alte intervenții, dacă nu, supun proiectul la hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Unanimitate. Pe punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, nu supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Unanimitate. Proiectul numărul 6, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ din municipiul Roma. Comisia de Cultură, Culte. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții. Dacă nu supun la vot, cine este pentru?
sunt, abțineri, unanimitate. Proiectul numărul 7, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile de evaluare și asigurarea calității ale unităților de învățământ din municipiul Român. La fel, Comisia de Cultură. Mulțumesc. Comisia Juridică. Fiți favorabil. Intervenții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Potriva. Abține. Unanimitate. Proiectul numărul 8. Privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil cu observație la anexa numărul 1. La secțiunea de dezvoltare, îndreptare de eroare materială, la partea de venituri, la capitolul 1, în loc de capitolul 390204, venituri din privatizare, 370204, vărsăminte din secțiunea de funcționare. Da, mulțumim. O să supun la vot pe anexe, cele 5 anexe cu amendamentul făcut de comisie, pentru că la anexa 2 eu nu voi participa la vot. Și dacă mai, dacă mai sunt alte... Anexa, da. Să precizăm cei 2, cei 3, cei 4, ca fiecare să fie cunoscuți de cauză cei 5. Da. Dacă nu sunt, nu sunt bugetele de la școli, adică nu vă rog. Supun la vot anexa numărul 1. Cine este pentru? De la doamna Polo, capitol separat. Anexa 1. Cine este pentru? Împotrivă. Anexa 2. Cine este pentru? Unanimitate. Pune participare. Anexa numărul 3. Cine este pentru? Unanimitate. Anexa 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Și anexa 5. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 9, privind numirea reprezentantului municipiului Roman în adunarea generală a acționarilor din cadrul ADI Aqua Neamț. Comisia de Administrație Publică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, că nu supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Comunei Cordun din cadrul ADI Aqua Neamț. Avizul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil. Da. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiectul numărul 11. Privind actualizarea. Aici aș vrea să fac o precizare, dacă îmi permiteți, ca să fie clar. Această decizie Comuna Cordun a luat-o încă în urmă cu câteva luni, nu știu, 6, 8, un an de zile. Ea acum apar veni la noi la ratificare. De ce? Discutasem cu primarul Comunii Cordun. El va dori ulterior să analizeze și să reintre. Dar pentru că trebuia procedura încheiată pe retragerea de atunci, trebuia să ratificăm acest lucru și ulterior să se procedeze la reintrarea în ADI Aconianță. Trecem la proiectul numărul 11, proiectul de hotărâre privind actualizarea componenței grupului de lucru local Roman pentru asigurarea implementării strategiei Guvernului de Incluziune a cetățenilor rom, aparținând minorității rome, pentru perioada 2015-2020 în municipiul Roman și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare. Comisia de Administrație Publică, avizul? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Proiectul suplimentar de ordine de zi. Proiect privind aprobarea plafonului obligațiilor fiscale restante, afișate trimestrial pe site-ul primăriei municipiului Roman. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Este favorabil. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc dacă nu sunt alte discuții. Eu un pic vreau să vă rog precizare aici. Aș vrea să vă informez, pentru că au fost anumite discuții și în mass media vis-a-vis de publicarea datornicilor. Vreau să vă spun că aceasta este obligația noastră și nu este o opțiune facultativă. Este într-adevăr opțiunea aparatului de specialitate pe ceea ce înseamnă direcție de a propune limitele de la care să se fac această publicare și hotărârea Consiliului Local care să decidă. Noi am discutat în ședința operativă cu doamna director Carmen Fisică.
a direcției de impozite și taxe locale. Am stabilit, zicem noi, o baremă de bun simț, dar obligația aceasta există, pentru că v-am spus, era și vis-a-vis de discuții la nivel de județ, dacă aceste lucruri se fac voit, nevoit, facultativ, și aceasta este obligație pe care trebuie să o facem. Singurul nostru mod de implicare este acela în care stabilim limitele, iar prin această hotărâre acest lucru face. Păi, am zis bine, doamna director. Mă mulțumesc. Pentru precizări, dacă nu mai sunt alte discuții. Da, spune la vot proiectul. Supun la vot cine este de acord cu punctul diverse pe ordinea de zi. Cine este pentru? Nu am nimic dat. Vă rog, domnul. Supun la vot proiectul numărul 11. Cine este pentru? 12. Suplimentar. 12. Suplimentar. 12. Deci cine este pentru? În unanimitate. Potriva obținerea asta. Fără zona diversă. Aș vrea să aduc o cunoștință. O problemă care cetățenii din zona străzilor materinilor se confruntă. Problemă privind canalizarea. Au făcut mai multe adrese către cei de la APASER, însă măsurile care au fost luate nu au mulțumit absolut deloc, ei confruntându-se în continuare cu aceleași probleme legate de canalizare. S-ar dori dacă se poate o intervenție a municipalității, poate o adresă către cei de la APASER, venind de la primărie, nu de la persoane fizice. Poate este luată problema mai în serios. La fiecare ploaie se confruntă cu curți inundate, cu dejecții în curte și... Matemiro. Zona Matemiro. Am o listă de semnături care o să o las la secretariat. Sperăm rezolvare. O să facem tot ceea ce depinde de noi, să încercăm să rezolvăm. Să-i sensibilizăm, ca să zic așa. Da. Domnul consilier, să facem și da. Aceeași problemă și în zona Taurei, domnul. Mai știți foarte bine că toată lumea așteaptă ca primarul să rezolve toate problemele. Știi foarte bine, domnul, și iar în campanie a fost la unul din colegii, din vecinii noștri din Taurei. Adevărul este că un miros insuportabil în apartamentele din zona. Nu știu ce vrem, o pompă. Au făcut asociații, de ei spun că au făcut asociații de scris către APASER, dar fără niciun rezultat. În mod normal, ceea ce este în interiorul blocului condominiu este atributul exclusiv al proprietarilor. La ceea ce înseamnă rețea exterioară, noi putem, așa cum s-a zis așa aici, să încercăm să îi conștientizăm, să-i sensibilizăm pe cei de la APASER să intervină. Dar ceea ce se întâmplă în interior, cu vis-a-vis a unei pompe, a unei, unui dispozitiv care să reantabilizeze funcționarea canalizării, este atributul locatarilor. Adică se poate face o astfel de activitate ca să dăm un răspuns concret și să nu pasăm fără a da o soluție. Se poate face la solicitarea exclusivă a proprietarilor de pe acea scară, dacă au contract cu locator. Și acest lucru se poate face printr-un contract direct cu această firmă care are cele mai mici adausuri dintre prestatorii de servicii în acest sens și poate, sigur, contra unui preț corect să le rezolve această problemă. Îi spun că asociațiile au contract cu APASER, dar sesizările degeaba... Nu poate să aibă contract cu APASER. Asociația poate să aibă numai cu locatorul care este prestator de servicii și intervine pe astfel de deficiențe. La APASER poate până la limita din proprietate. Deci cu ei trebuie discutat și acolo în momentul când au lucrurile clare și despre ce e vorba, locatorul constatat au contract, acolo putem discuta și noi ca să se facă într-un timp optim și cât mai corect în favoarea locatorului. Dacă nu mai sunt alte discuții, declar ședința închisă. O zi bună!